Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Azi jucăm Vlad & Nicky 12 Logs. Vă că plac foarte mult joculețele astea și uitați, fără să-mi dau seama, pur și simplu am realizat că mai am o grămadă de nivele pe care nu le-am jucat înainte sau le-am adăugat. Deci le-am jucat peste de aici și au fost foarte faine, v-au plăcut. Dar uitați că avem asta cu grădina zoologică, cum mai știu eu ce pe aici, asta de Crăciun. Haideți să o facem pe asta cu grădina zoologică, deoarece nu am jucat-o înainte și mie toate îmi plac. Ce ar fi să rupeți butonul de cocoline înainte? Să vedem ce putem să facem în episod de astăzi. Zice aici, astăzi suntem la grădina zoologică. Putem să călărim cai, serios, poți acolo la grădina zoologică să faci asta? A, dar înainte trebuie să... Deci vor să călărească, dar înainte trebuie să desfacă, deoarece calul este foarte încuiat. Ok, super amuzant. Ai de mine, căluțiule, ce faci acolo? Hai să-mi spui ce este vorba. Îmi plac foarte mult joculețele astea. Deci nu știu, pentru mine... Pe sfoare extractive aici e un leuț. E oprit sunetul? Din joc? Ce am făcut aici? Că parcă aș vrea să dau puțin cu sunet. Să puțin în spate. Mamă, dacă trebuie să dau în spate. Sunetul e oprit? E oprit. Hai să vedem. Acum merge bine. Așa, nu știu, uneori mai face figuri. Ia să vedem acum ce putem să facem. Puzzles. Și să continuăm la care înainte la grădina zoologică. Dăm continue. Avem aici un morcov. Care am văzut din prima. Doi puiuți. A, poți să iau puiuții? Fiți atenți! Fiți atenți cum... Fiți atenți! Arată, nu pune mâna la leu. Dar uite ce cute este leul! Face ca o pisicuță. Iau toți puiuții de găină. Lacătele câte sunt? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Asta cred că știu despre ce poți să faci la el. Cred că e așa. Ok, asta e foarte ușor. Asta a fost foarte ușor. Asta trebuie să fie un cod, celelalte trebuie... Ok, Vlad și Nicky, ai ceva să-mi dai? Uneori, eu tot timpul iau spre... Ok, iau spre stânga. Păi, iau spre data asta. Ok, brățuțe stoase. Trebuie să facem ceva cu brățuțe stoase. Ah, m-am prins. Trebuie să le facem să treacă. A, trebuie să le schimbăm ordinea. Ok, nu chiar așa de greu. M-am prins. Trebuie să le schimbăm ordinea la bruscuțele testoase. Și mi-a dat o cheie foarte tare. Hai să folosim cheia, că dacă nu folosim cheia, că rămâne cu foarte multe chei. Așa. Mă bucur foarte mult că vă plac genul ăsta de joculețe și mie îmi plac foarte mult. Asta tot mă bată cap cu hintul, dar nu vreau să folosesc hintul. Mamă, cât e girafa. Tot mă dată chestia asta cu hint, dar nu vreau să folosesc. Folosește hint? Trebuie să fac pozițiile astea de flamingo, ok. Și gâtul trebuie să-l fac, hai să fac primar picioarele. Cred că așa-i. Așa, și asta e, asta era bine. Cred că așa, rămas să le fac gâtul, deci gâtul îl are asta așa. Asta l-are arcuit. Oh, mi-a dat deja cheia, bă, ce ne pricep să fiu eu. Mamă, ce, tare n-am început bine. Asta este că sunt niște morcovi, trebuie să iau. Am văzut aici un morcov. Îl iau. Care e faza cu aligatorul? Sigur trebuie să faci ceva cu el, să-i dai ceva să mânce? Dau morcovii? Nu. Dau puiuții? Bă, nu prea bine să dai puiuții, dar hai să vedem ce mai găsim. Aici cred că ne trebuie o manivelă și cred că am văzut-o. Uite un elefant cu un bălegăreț, așa. Elefantul mănâncă morcovi? Nu. Ăsta stă pe elefant. Ok, să vedem ce putem să facem și cu elefantul. Ce e chestia? Un șarpe? Să vedem să jucăm snake? Ok, mă, piceul asta. Oare câte puncte trebuie să facem? Ați jucat, nu știu dacă ați prins voi jocul original Snake, era pe un Nokia din ăla vechi, mamă ce telefon era ăla, puteai să-l bagi în mașina de spălat, bă, nimic n-avea. Nimic, ținea și bateria zile întregi, dar nu erau aplicați sau ceva, era jocul Snake, ce joc mai era pe acolo. Mă întreb câte puncte trebuie să facem. A, 3. 2, trebuie să ne mâncăm 2 mere. Mâncăm un măr și ne dă cheia. Super tare, ușor a fost. Ne-a dat o cheie, hai să o punem. Aș vrea să le punem înainte ca să nu încurcăm cu ele când sunt prea multe. Bă, bine ne pricepem. Ne pricepem bine, dar avem și experiență. Asta am făcut-o, asta a fost cu... Uite, morcov ăsta. Mi-am morcov. A, vreau să-i dau? Hai că-ți dau. Ține mânuța, ține mânuța, ține mânuța că-ți dau. Ține-mă mânuța că-ți dau.
Ține-mă mânuța să-ți dau... A, nu, ăsta cred că-l dau la elefant. Bine, tu. Ok. Not ok. Mamă, câte chei facem rost să fiu eu. Hai să mergem în partea asta. Avem aici manivela și manivela o folosim aici. Mi-a trei pura și cred că trebuie să dau trei morcovi. 1. 2. Bă, sunt prea ușoare nivelele? Sau ne pricepem noi prea bine? Una din două! Hai să deschidem. Galben, albastru, gri. Mai avem ceva? Avem 100 de pui. În poziții diferite. Ce asta? Hai, trebuie să punem pui? Bă, da, deci... Ați văzut că de bine ne pricepem. Ia uite și tu. Ați văzut unde-i codul ăla? Deci mai avem 4 lacăte. Mai avem 3 lacăte și ăsta de aici, codul. Hai să vedem. Aici ce avem? Îmi dai seama ce-i cu asta. Ok, am un pește. Care-i faza aici? Uite, m-am prins. Banana la maimuță. Osul la câine. Pește la urs. Not ok. Bă, ce ușor a fost. Să vedem ce facem cu leu. Ok, deci mai avem 3 coduri. Trebuie să facem cu leul. 7275. Ok. 7275. Ok, ne începem cam repede. Mai sunt două lacă, să vedem la ce n-am atins. Deci leu nu cred că-l mai atingem. Broscuțele le-am făcut. Trebuie să fac ceva cu coada ăsta sau cu ceva. Trebuie să fac ceva cu girafa. Cred. Acum. Se deschide? Nu. Bolul să punem ceva în el. Dar trebuie să punem ceva în bol. Nu pot să trag de coada girafei. Ceva trebuie să facem cu girafa, că nu-i degeaba aici. Cu aligatorul de coada lui pot să-mi dau. Da, uite. Haide. Am luat cheia. Ce ușor a fost. Că a fost foarte ușor. Am o singură cheie. Și cheia asta arată ca și cum ar fi pentru girafă. Vedeți? Are forma girafei. Dar ce n-am mai făcut aici să dau girafă? Trebuie să dau ceva să pape? Asta am făcut-o. Dacă dau pe asta, mută ăștia. Elefantul mi-a dat parcă ceva. Aici? Am dat iarbă. Ai dat o girafă să mânce iarbă. E tot nivelul? Așa simplu? Vreți să ziceți mie că atâta de simplu a fost nivelul? Nivelul a fost atât de simplu? Bă! Acum putem, deoarece calul este liber. Putem să călărim. Nu știu ce m-a luat 3 minute, că mă dura mai mult la mine. Dă-și niște bani, dar mersi. Tem, 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 tem. Acum noi mai avem... noi mai avem din ăsta de făcut, dar o să vreau să fac unul pe episod. Se cu alunii, fain. Ce aș putea să fac acum? N-aș vrea să-și putea joc un nivel vechi, dar le știți. Eu cum să mă duc în spate. Și cred că o să mă duc la minigame și să încercăm minigame-uri diferite, dar nu știu cum am putut să cer așa de repede, să cercăm asta cu balonul. Faza este că pot să mi le cumpăr pe toate. Hai să încercăm asta, cu shuriken. Și hai să vedem care e faza. Wow! Ai, de mine, stați că o să vreau să încercăm. O să vreau să încercăm și fără shuriken. Doamne, am 5 secunde, am 5 secunde, am 5 secunde. Că shurikenul taie cam fain. Shurikenul e din Naruto. Voi vă uitați la animații din astea așa japoneze. Wow. Pe aici faci bani buni. Deja am bani buni. Am X2 bani. Dublu bani. Mama. Și ceas ca să mai mult. O să vreau să văd și cum este fără shuriken, că e prea fain cu shurikenul. Mama. Ce ne descurcăm noi. Bă, acum mă uit așa, nu-ți bani chiar așa de mult, sunt 200 acolo, nu-ți 2000 sau ceva. Adică, pare că faci bani, dar se pune greu acolo. Oricum spate repede, shuriken e cel mai bengos, toată lumea știe asta. Toată lumea știe că shuriken e cel mai fain. Ia să dăm mai încolo. Așa, tipul ăsta. Bă, totuși, parcă e bine, dar numai secunde. Nu am secunde multe ca să fac, când mai îmi dă timp. Nu mi-a dat nici asta timp. Hai, dăm următoarea. Mai vreau una.
Valor mare. Dar nu mi-a dat timp. Până le-am spart pe toate. 518. Nu e chiar așa de... de rău dacă e să fie. 518. Nu e chiar așa de rău. Dar ce jocuri mai sunt? Vaporașul. Am făcut un joc de pe aici. Am testat cu mașina. Hai să cumpărăm cea mai faină mașină. Care e cea mai scumpă? Mergem direct la scumpeturi. 10.000. Mașina de poliție. Ce e asta? Hai să încercăm. Magnetism. Nu știu ce are pe ea. Viteza 5. Da, putem să schimb băiatul care era în joc să fie altul. Are magnetism. Înseamnă că automat le atrage. Și atunci eu nu mă stau. A, uite păsările astea. A, fiți atenți păsările. Când le lovesc. Trebuie să ar pe ele, să nu le lovesc așa, să dau în ele. Când dau în ele, îmi dispar monedele. Dar uite faptul că am magnetism, n-am nicio treabă. Ia uite-te. Mai am un magnet, dar eu deja am un magnet. Deci nu-i... uite, încaci, le iau din nou deoarece am magnetism la mașina asta de poliție. E bine. Wow, unde am ajuns? Păi, destul de... cum zic? E destul de interesant că au pus o metodă. E enervant faptul că au pus o metodă cu bănuți. Nu mai sunt gratuite nivele. Că trebuie să le cumperi. Sau dacă nu să le cumperi, să te joci nivele, dar trebuie să te joci multe nivele. Că, de exemplu, unele nivele costă 5.000, da? Tu dacă faci câteva sute... uneori făceam și 50 aici, 50-70, deci vă dați seama cât trebuie să muncești. Oh, deja se termină timpul, cât am făcut? 300, fix 300. Oh, am făcut 500 alea cu șurichenul. Parcă e mai faină aia. Parcă e mai faină. Eu asta zic. Eu zic că e mai faină. Bă, a fost fain. Mă bucur că avem o grămadă de nivele. Dacă vedeți aici la puzzles, avem o grămadă de nivele. Asta bea puțin apă că s-a făcut sete. Bun, ok, data viitoare o să continuăm. Data viitoare o să jucăm ăsta de Crăciun, presupun, da. Nu uitați să rupeți butonul de copyright și ne vedem data viitoare. Pa!